Salut! Astăzi vă prezint mai mult un fel de ce e înăuntru, fiindcă deja l-am reparat. Este un magnetic pulser după un protocol făcut de un nene, parcă din Australia am citit, Bob Beck protocol. Au fost făcute de niște băieți, aparatul ăsta Van Dipon-Roo, dar care nu mai există. Și ce știe să facă aparatul ăsta? E un fel de aparat care dă niște impulsuri electromagnetice. Aici avem o paletă din lemn. În capăt aici sunt niște bobine. Se și vede un pic aici, în fășurile. E destul de grea asta. Sunt niște bobine și generează un impuls electromagnetic la vreo 10 secunde, parcă. Și aici avem așa. Avem un traf obișnuit, o sursă în comutație, un modul de control cu un integrat. Că nici nu m-am uitat ce integrat este ăla. Ok, se vede acum. Și ăla de comandă aici. Aici avem doi condensatori de 300 de micro la 330 de volți și niște rezistori de putere cu un senzor, cu un termistor aici. Releul care la un anumit timp descarcă în paletă, în bobină, impulsul electromagnetic. Și aici avem un tiristor. De fapt, ăsta a fost defect. Mai multe chestii aveau făcute, destul de... nu au făcut cine știe ce bine. Este prins de mine pe aici cu toți șoriceii ăștia. Ăsta este traful cu specificațiile lui. Ce s-a întâmplat? Nu erau prinse, de exemplu, toate plăcile astea și placa asta și placa aia și cele două transformatoare sunt prinse cu două șuruburi și cu piuliță. Nu erau absolut deloc puse și ele în poziție, fixate cumva să nu se desfacă și pe măsura ce a trecut timpul au început să se desfacă. Acolo am pus eu ojă ca să-l fixez, să nu se mai desfacă. Toate șurubele, absolut toate, erau slăbite. Firul ăsta acolo are un șoricel pus ca și în partea din spate, i-am pus eu, ca să nu mai să stea și el fix în poziție, fiindcă trăgeai de fir din necunoștință de cauză și trăgeai direct de firele de 220, 230. În fine. Aici a făcut destul de urât, l-am și destul de lipit, le-am lipit-o super bine. Pe placa asta, iarăși, placa de forță, toate lipiturile nu erau cine știe ce de capul lor. Mai multe chestii așa, a mers cât de cât până la urmă. Și haideți să vă arăt cum funcționează. Îl pornim. Pornește ventilatorul, pornește LED-ul. Luăm paleta și o ținem aici deasupra șurubenții. Bine, nu la mare distanță. Și acum a dat un impuls, dar vorbeam eu. O să auziți că face un poc și se aude și releul. Ați văzut? Destul de puternicos impulsul. Și cam așa funcționează. Din ce îmi spune prietenul meu că are rezultate, destul de interesant aparatul și am zis să vă arăt și vouă cum arată un magnetic pulser, făcut după schema lui Bob Beck acesta. Și cam asta e tot. Și în spate are o siguranță, buzerul care este lipit aici cu hot glue pe interior și ventilatorul. Cam asta e tot aparatul. Cam asta este. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!